Trei persoane au fost arestate și alte cinci au fost plasate sub control judiciar, în urma 40 de percheziții vizând un grup specializat în spălarea banilor, proveniți preponderent din infracțiuni informatice. Față de încă o persoană sunt continuate cercetările în stare de libertate. Peste 850.000 de lei, bagnote de 500 de euro false, fonduri în criptomonede reprezentând echivalentul a 700.000 de dolari americani și autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate în urma descinderilor. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Brașov, Constanța, Ilfov, Vâlcea, și sălaj. Acuzațiile sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, alterarea integrității datelor informatice, acces ilegal la un sistem informatic, instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată și instigare la transfer neautorizat de date informatice. Conform polițiștilor, acuzațiile sunt și de uz de fals, șantaj în formă continuată și lipsire de libertate în mod ilegal. În cadrul operațiunii au participat și specialiști a Europol.